Amy, da? Puneți căștile. Păi, dar nu trebuie, trebuie să zici pe ăsta. Păi, da, l-a filmat. A, da? Da. Eu n-am pornit. Dacă să pornești pe ceva, iar pe așa. Ce pui, hai, să-i dăm o sincronizare corectă. Acum facem patul ca să aveți peisaj aici frumos în spate, să nu vedeți plapuma mea. Bun? Unu momento! Uiii! Nu mă leu ce e din asta, dau un cap din dungă de la pat. Mamă, ce stau brigea, mă, ești prost? Și o să trebuie să mă duc cu bicicleta, bă! Bă, n-am făcut intro, așa că salutare, oameni buni, și bine v-am găsit de la un nou episod. Numele meu este Amy și alături de mine este domnul Rareș. Să trăiți! Și astăzi ne jucăm, oameni buni, My Summer Car! Hihi! Mamă, ce excursie am făcut cu Dubița la episodul trecut. Mai știi, Miluțe? Nu. No. Nu. No. Nu. No. No. Uite cum se vede Dubița. Bine, tu nu vezi, dar... Deci am pus Dubița în gura... În gura. În gura garajului. A pus-o în gură. Bă, Rareș, ai băgat-o în gură. Deci, băieți, data trecută la Rareș pe episod am... Bă, lasă-mă, mă, să mă pici aici liniștit. Așa, noi data trecută am terminat de construit mașina la Rareș pe episod. Off-camera m-am dus și am pus roțile că n-am mai avut răbdare. Am pe episodul Rareș am făcut praf cu Dubița, mă răsturam, m-am dus pe o parte, pe o dungă. În cazul în care nu l-ați văzut, aveți link în descriere cu canalul lui Rareș. Am terminat de făcut mașina și acum mai rămâne să punem fierele și să-i dăm prima cheie să vedem cum merge, cum pornește, cum se prezintă. Ia că sună telefonul. Mamă, să mă bat atât de am crezut că sună de la mine, la așa de tare sau de la tine. Bună, mi-a zis ce mai tăne. Oho, mă duc ceva la lemne, bă. Nouă jumate dimineața când filmăm noi și... așa. De la main harness pum, de la main harness connector la radiator fan. Radiator fan. Da. Așa. Bun, și acum cu șurubelnița în mână. Contact avem? Avem contact, e bine. 3 2 1 A pornit. Și la mine. Dar a murit. Și nu mai am baterie. Păi, crezi că mi-o încarcă? Mă, ce pliscăni se aude. La mine e sata de... Mamă! Bă, să zic cumva că a căzut ceva. Bă, nu, s-au pliscănitură, zici că sunt prea puternice. Bă, ies flăcări din carburator când accelerezi. Uram, trebuia să încarce un pic. Rareș, am rămas fără curent, ești prost? Bă, n-am... Ce? Mi-a dispărut pompa de apă. Asta mi-a căzut? Da, bă, mi-a căzut pompa de apă. Bă, cureaua de la alternator. Bă, stai așa, mă, că te-aș putea. Mai știi cât am ținut într-un episod, mai știu în care, că cred că am strâns bine pompa de apă. S-a oprit motorul. Am pus-o. Tot ies flăcări și becul ăla roșu a prins. Că nu mai mișcă deloc ăla, am stricat-o, gata. Asta a fost. Am pierdut 400 de mărci. Băi, bă, pui mai alte pierdut. Uite, bă, cred că ar trebui să dau și bateria asta jos. Bă, dar noi am uitat ceva. Zic eu că am uitat ceva. Eu știu că am uitat ceva, dar nu știu ce. Și asta încerc să... Mamă, și-o și murim motorul, băgam ea și... Cred că am uitat noi să facem ceva, bă. Bă, de la regulator la main harness nu cred că am pus. Doar crezi? Nu cred că am pus. N-am pus. N-am pus. Hai, bă, că pun acum. Dar mi-e frică că mă curentez dacă mă duc acum. Bă, că asta îi spun eu, sigurat. Și mă, dar pe lângă asta... Poate mai am mai ratat ceva. Ia să vedem. Mă curentai, mâncata-și aș gura ta. Și-am murit. E clar. Pune la sfert. Uite, poca. Nu! Fai cum ea. Mașina asta pe toate
părțile posibile. Mamă, ce prost sunt. Bă, m-aș băga pe message editor să vedem care sunt problemele. Chem shift alignment. Asta e că le numărăm. Deci una, două, trei, apte, patru, cinci. Băi, să deschid capota, doar am capota la mașină. Cum ajung eu? Deci trebuie să desfac motorul iar. Bă, de ce? Băi, nu am eu să mă desfac iar motorul. Bă, dar cât de prost să fii, să nu fii atent, să vezi săgeata în apropiere și gata, am reglat și am pus capacul și gata. A, da, m-am grăbit că tu o luase prea înainte și băiam să te ajung. Emi, de ce nu vrea să iasă ăsta de aici? Trebuie să desfac neapărat pompa de apă? Da. Bă, de ce? Speram că nu trebuie să desfac. Că poți să scoți capacul și fără. În realitate. Ba, nu poți, bă, ia uite că... Oh. Acum văd că pompa de apă e practic peste capac. Ia uite, bă, cum l-am reglat. Deci aici pică săgeata, aici trebuie să-l aduc. Bam, 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 bam. Și eu l-am un pic mai încolo. Ios. Mă, ce jură la acolo, mă? Bă, Emi, dar nu mă enervează, bă, că nu pot jos să vorbesc. Ce nu poți să vorbești? Păi de fiecare să vorbești tu. Vorbesc, scoate Emi, unde trebuie să tac. Vreau să vorbesc, chiar scoate Emi, unde trebuie să tac. Hai, bă, zi, zi. Ce să mai zic, că nu mai zic nimic. Vorbești. Că îți dă niște cu mașina. N-am vrut să așa ceva. Aha. Păi, cred că ne întoarcem înapoi la cătarii. Eu trebuie să desfac motorul de tot. Hai bă, că merge bine mașina. Mambreajul ăsta e putuca. Eu auzi-l, mă. Nu mai pogonește nici carburatorul. Cred că e pe la cutie, pe acolo. Bă, de ce de fiecare dată când deschid ușa să bucuiește în masă? Nu, că scot mașina afară. Dar ce să scoți afară, că nu intră în viteză? Dar împinge-o, bă. Păi n-am cum să o împing, că e blocată ușa în masă. Hai de 5 aici. Uite, mă, că e prins gear linkage-ul. E prins gear linkage-ul. Prins gear linkage-ul. Mamă, da. Sunt prost, că mai era un șurub sus. Bun, deci am rezolvat și problema cu cutia. Ce auzi să putem? Ai furat ăsta sau ce zice? Nu, a ajuns comanda. Are drept, și cu decât, da. 4,5 litri în 12 km jumate. Wow. Bă, de-o-i fi strâns aici șurubile la... Bine! Avem numere de matriculare, băieți. Asta vreau să văd. Nu se mai prinde deloc. Bă, de ce e pusă capot așa? Au. Gata, mă. Mamă, ce patinează ambreajul ăla, îndraci. Eu am fost Emi, alături de mine a fost Rareș. Să trăiți. Și știți voi povestea, like și subscribe, bla 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 bla. Pa.